Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, astăzi, în condiții nu foarte bune, nu sunt în cea mai bună formă, sunt nedormit de 3 nopți, sunt foarte bolnav și cu toate acestea am ținut neapărat să fac emisiunea, să mă țin de cuvânt față de cei ce urmăresc această emisiune. Voi intra direct în subiect și sper să fiți indulgenți în a mă judeca pentru emisiunea de astăzi, dacă voi face și greșeli. Primul subiect se referă la actualitatea coronavirus 2019. Avem, iată, noutăți, așa cum v-am obișnuit, legate de virusul Marii Răceni. Subiectul 2, vom discuta despre semnificația zilei de 10 august, care se apropie cu pași mari și repezi, despre ceea ce s-a întâmplat pe 10 august anul trecut și ceea ce sper să se întâmple și anul acesta. La subiectul 3 vom vorbi despre mocangeala de 80 de miliarde pentru Românica. La subiectul 4 vom vorbi despre Statele Unite, care se prăbușesc efectiv sub asaltul progresiștilor neomarxiști. La subiectul 5, dragii mei, un subiect pe care n-am avut timp să-l analizez săptămâna trecută și pe care sper că astăzi să-l pot discuta, pentru că îmi face mare plăcere să vă vorbesc despre tradiționala țeapă românească pe care și-au luat-o olandezii cu privire la fabricarea celor 3 fregate pentru glorioasa armată română. Și ultimul subiect din actualitatea externă se va referi la Bazilica Sfânta Sofia, care a fost transformată în moschee și care naște mari controverse. Să începem cu subiectul numărul 1. Dragii mei, iată, așa cum am previzionat, așa cum am anticipat deja de mai mult timp, România va intra din nou în stare de urgență. Și nu numai România, ci toată Europa, toată planeta care se găsește sub influența păpușărimii mondiale, se pregătește pentru a doua tură de stare de urgență pe anul acesta. V-am spus-o încă de la prima tură de stare de urgență, că va urma o a doua, pentru că anul ăsta sunt planificate în total 4 luni de stare de urgență, iar la anul vor fi 6 luni. Iată, cel puțin în varianta oficială a știrilor de pe mass media servită, cumpărată cu cele 50 de milioane de euro de către, nu de către Klaus Iohannis și Ludovic Orban, dragii mei, ei nu sunt decât niște samsari, de către mari stăpâni ai lumii, care au hotărât, iată, să meargă mai departe cu circul pandemiei, să vă insufle, să vă manipuleze mințile, să credeți că e sfârșitul lumii, marea răceală a coronavirusului face prăpăd, sunt mii de infectați, vedem toată ziua la Digi Sereș TV cât de tare suferă realizatorii de emisiuni și de la B1 TV, cât de afectați sunt de dramele prin care trec românii, dar noi, românii, nu vedem în jurul nostru nicăieri aceste drame. Numai la televizor apar aceste drame, în viața de zi cu zi nu există. E, dragii mei, campania asta de convingere a românilor că nu trebuie să mai meargă la restaurant, că nu trebuie să mai meargă în concedii, că nu trebuie să mai ducă la plajă, că nu trebuie să mai iasă din granițele țării și așa mai departe, această campanie este una de un nivel pe care eu nu l-am întâlnit în 30 de ani de democrație, o campanie concentrată pe care se investește enorm de mult și care are ca unic scop acela de a vă speria, de a băga frica în voi și de a vă închide din nou în casă pentru 2 luni. De ce? Pentru că așa trebuie să ieșim în întâmpinarea voinței celor ce conduc lumea. Ăsta este scopul și trebuie realizat. Starea de urgență, dragii mei, ne-a și fost anunțată de către lătrăii
Tătaru și Rafila și Arafat, care ne-au spus că în clipa în care se va ajunge la 10.000 de noi infectați în 5 zile, se va reinstaura starea de urgență. Acum suntem la nivelul unei medii de 1.200-1.300 de infectați pe zi. În ritmul în care cresc numărul de infectări, cam cu 100-200 pe zi, asta înseamnă că în aproximativ 5 zile se va ajunge la cei 2.000 de infectați zilnic. Așa este planul. Așa apare la ei acolo în planificare. Deci, probabil că data corectă, realistă, este 1 august, de la care vom avea 2.000 de infectați zilnic. Dacă mai puneți la socoteală încă vreo 5 zile ca să se facă cei 10.000 în 5 zile și dacă mai puneți la socoteală că va fi nevoie de niște discuții, parlamentări, negocieri, parlament, așa mai departe, părerea mea este că începând cu 15 august, România va intra în a doua carantină națională, în a doua stare de urgență, pe 2 luni de zile normal, în care se vor închide din nou toate cele, adică vom avea 30% din populația țării lucrând și 70% stând în arest la domiciliu. În arest la domiciliu, așa cum a vrut PNL-ul să-i bage pe toți pușcăriașii cu pedepse sub 8 ani în arest la domiciliu. Așa și noi, chiar dacă noi n-am făcut nimic și n-avem decizii judecătorești, vom sta și noi în arest la domiciliu anul acesta 4 luni de zile, 2 luni deja în aprilie-mai și încă 2 luni din 15 august până în 15 octombrie. După care o să fiți lăsați în pace până prin ianuarie-februarie, când veți intra din nou în stare de urgență, în carantină, în izolare, sigur că da, fără dreptul de a ieși din granițele țării, de a ieși în afară, fără dreptul de a mai circula liber pe străzi, sigur că va trebui să înțelegeți prioritatea numărul 1 și anume consumul de măști de protecție, pentru că sponsorii campaniei electorale a PNL-ului au cumpărat, au băgat sute de milioane de euro în aceste măști pe care trebuie să le vândă și ați văzut, e o disperare uriașă. Și la Realitatea, și la B1, și la Digi nu se vând măști. Acum, sigur că o să vă oblige să purtați mască și pe stradă, și acasă, și în pat, și pe budă, și oriunde. Dar românii sunt șmecheri. Sunt economi. Folosesc aceeași mască o lună de zile. Bă, nu se poate, bă. Păi cum o să-și vândă ei sutele de milioane de măști? Cum o să facă ei bani? Sute de milioane de euro pentru campania electorală? Dacă voi nu folosiți măștile alea, dacă le refolosiți, dacă folosiți o mască o lună de zile. Păi este inadmisibil. Este un necaz mare la nivelul conducerii PNL. Nu există surse de finanțare pentru campania electorală și dacă nu sunt bani pentru campania electorală, nu se vor mai face alegeri. Se vor amâna alegerile până când poporul român va înțelege această prioritate națională, urgență medicală, etc., etc., de folosire a măștilor. Trebuie să folosiți fiecare românaș cel puțin 5-10 măști pe zi. Să crească vânzarea, să crească profiturile și să fie bani pentru afișe, postere, găleți, fulare, etc. Așa că, dragii mei, iată cu ce ne confruntăm. Două probleme uriașe. Starea de urgență va fi greu. Vă dați seama, pe 15 august o sumedenie de oameni vor fi în concedii. Păi cum îi bași tu pe ăla în stare de urgență dacă îl prinde decretarea stării de urgență la Mamaia pe plajă? Păi ce face? Nu se mai întoarce acasă? Moare pe plajă? Rămâne pe plajă până la Sfintele Paști? Sau ce o să facă? Ce o să facă toți românii care pe 15 august sunt în concediu dacă se introduce starea de urgență și nu ai voie să circuli? Păi ce o să se întâmple? O să veniți acasă, că n-aveți încotro și pe drum o să fiți opriți de agenții de poliție care vă vor da amenda regulamentară pentru că nu respectați starea de urgență. Sau
o să fiți anunțați cu 5 zile înainte, pe 10 august, că pe 15 august se introduce starea de urgență și va trebui să vă anulați vacanțele și să vă întoarceți acasă în timp util ca să nu plătiți amendă. Cam asta se va întâmpla. Sigur că n-ai ce să aștepți de la acest popor. Nu poți să te aștepți la revolte, revoluții, cum se întâmplă în Israel, de exemplu, cum se întâmplă în Franța, cum se întâmplă în Belgia, în Spania, în țările civilizate, în țările unde oamenii chiar cred în democrație. La noi s-a ieșit în stradă pe 10 august, sigur că s-a ieșit 100.000, se poate și la noi. Dar la noi nu se iese spontan. La noi nu se iese pentru că, vezi, Doamne, poporul se revoltă. Nu se iese pentru democrație. Se iese pentru că se pun în mișcare motoarele CIA-ului pe Facebook și manipulează mințile prostănacilor și vin la București, sigur că da, 100.000 de oameni, care huiduie cu hou și la porta voce este un agent CIA care îndeamnă să intre în guvern și să spargă totul și să devasteze totul și să se dea jos guvernul Dăncilă. Pe ce motiv? Pe motivul s-a găsit, sigur că da, și motivul este corect și eu am fost de acord că acest guvern PSD, pe care l-am avut, a vrut să dea legea grațierii și amnistiei pentru toți infractorii cu pedepse de până în 5 ani. Pentru ce altceva au mai ieșit românii? Căci că vor să schimbe PSD-ul legile justiției. Mă rog, asta făcea parte, era cel mai important lucru pe care vreau să-l schimbe și care ne afecta pe noi în mod direct. Mai era încă o prevedere în acele legi ale justiției, care i-a deranjat foarte tare pe păpușari, pe cei ce sunt la butoanele motoarelor de manipulare de pe Facebook, i-a deranjat foarte tare secția aceea specială din justiție, care trebuia să judece judecătorii corupți și procurorii corupți. Judecătorii și procurorii care dădeau sentințe fiind șantajați și manipulați cu dosare de către serviciile secrete. Asta i-a deranjat. De ce? Pentru că dacă o astfel de secție specială care să judece magistrații ar fi fost pusă în practică și ar fi lucrat, ar fi fost lucrativă, ar fi fost mult mai greu după aia pentru serviciile secrete să manipuleze decizii judecătorești, pentru că judecătorul s-ar fi temut, ar fi zis, stai bă, că eu mă las șantajat, amenințat, manipulat de tine să dau o sentință nedreaptă. Ok, eu lucrez pentru tine să demolez PSD-ul, să-i dăm jos de la guvernare, dar după aia mă ia secția specială și mă găsește vinovat și mă bagă în pârnaie. Că e evident că eu dau sentințele astea aiurea. Și atunci, ce s-ar fi întâmplat? Această secție specială de anchetare a magistraților ar fi lovit foarte puternic și grav la temelia controlului justiției românești de către serviciile secrete păpușărești. Și normal că asta deranja foarte mult. Și atunci, diaspora a fost chemată să salveze România, că justiția este în pericol. E bine, diaspora a fost în stradă. Sigur că, în mod normal, o manifestație, o demonstrație, o acțiune din aceasta în stradă a 100.000 de oameni, trebuie să aibă un scop clar, pe care să-l susțină în mod civilizat. Așa este într-o societate normală. Ieși, demonstrezi, îți pui păsul, îți pui oful, după care te duci la vot când vine votul și votezi, așa cum crezi tu că e bine, nu-i mai votezi pe ăștia pe care îi critici și pe care îi condamn. Dar, în niciun caz, 100.000 de oameni într-o piață nu poate să se ducă și să dea jos un guvern